pomenirea sfintelor trei femei, ce s-au aflat într-un munte pustiu, 10 septembrie, Pavel, episcopul Monom Vasiei, ne-a spus, fiind eu, zice, Miran, trimis am fost la răsărit ca să adun a împărătească și mi s-a întâmplat în cale o mănăstire pustnicească și am vrut să intru în iar regumenul cu călugării au ieșit în întâmpinarea mea și, sărutându-ne unul pe altul, am șezut afară. Deci, era acolo o grădină de pomi având roduri și am văzut păsările zburând și rupând ramuri cu poame și ducându-se cu ele. Și am întrebat pe gumenul zicând, de ce nu mănânc aici păsările acestea poamele, ci rupându-le cu ramuri, le duc în altă parte. Și mi-a zis mie gumenul, iată, 11 ani sunt de când așa fac totdeauna păsările acestea. Iar eu, zise Pavel, ca de Dumnezeu îndemnându-mă, am zis, sunt undeva, în munți, sfinții bărbați sau femei în Dumnezeu petrecând și după a lui poruncă. Păsările acestea le duc lor acele poame, acestea grăindu-le eu, iată, a zburat un corp și a rupt or amură cu rodul și am zis eu egumenului, să mergem după dânsul. Și așa am mers, iar corbul zbura înaintea noastră cu rodul și, zburând, așezut pe un deal, lăsând jos din ciocramura, iar noi, Suindu-ne la dânsul, îndată a luat corbul ramura și a zburat din nou într-o vale ce era deosebit de adâncă și acolo, lăsând ramura, a venit de acolo neavând nimic, iar noi apropiindu-ne la prăpastia aceea am aruncat o piatră în jos și am auzit un glas de acolo zicând, de sunteți creștini? Nu ne ucideți pe noi, iar noi am zis, dar voi cine sunteți? Iar ele au zis, de voiți să ne vedeți pe noi, aruncați-ne nouă trei haine, că suntem femei goale și mergând pe sub munte veți afla o cărăruie strâmtă și pe aceea veți putea veni la noi. Acestea dacă le-am auzit noi, În îndată trei călugări din cei ce erau cu mine s-au dezbrăcat de hainele lor și învoluind într trânsele niște pietre, le-au aruncat jos la dânsele și pogorându-ne din munte. Am aflat o cale mică și strâmtă precum ne spusese ele, încât abia puteam să mergem pe dânsa, și am ajuns până la acea intrare de munte, în care petreceau sfintele, și am aflat trei femei care, văzându-ne pe noi, s-au închinat nouă până la pământ, și, făcând rugăciune, am șezut. Deci, una dintre dânsele a stat jos, iar două în picioare. Atunci Gumenul a zis către ceea ce ședea. De unde ești? Stăpâna și Maică, și cum ai venit aici? Răspunsa acea zicând, eu, părinte, sunt din Constantinopol și am avut bărbat cu dregătorie la curtea împărătească, el tânăr pristăvindu-se, am rămas văduvă la ceva mai mult de 20 de ani și petreceam plângând de două lucruri, de văduvie și de nerodire, iar după câteva zile, un oarecare boier auzind de mine, a trimis slugiile sale, vrând să mă răpească pe mine cu zila, și nu mă slăbeau trimișii, vrând să mă ducă la stăpânul lor. Deci, m-am rugat Domnului meu Isus Hristos ca să mă izbăvească de acel silnic care voia să-mi întineze sufletul și trupul și am zis către slujitori. Stăpânii mei, au doar n-aș vrea eu să merg cu bucurie la stăpânul vostru cel lăudat, dar acum, fiind în neputință de boală, nu pot, deci, îngăduiți-mă până ce mă voi tămădui și atunci voi merge la dânsul cu veselie. Aceasta auzind o slugile, se duse răzicând, stăpânul nostru te va aștepta pe tine până la 40 de zile, iar după ducerea tuturor acelora, tuturor slugilor și slujnicelor mele le-am dat drumul plătindu-le. Și din toate am oprit numai pe aceste două, pe care le vedeți acum, și am împărțit toată averea mea la săraci, după aceasta chemând pe un om iubitor de Hristos din neamul meu cu jurământuri înfricoșate l-am jurat pe el ca să vândă moșiile mele și casa și aurul și pe toate să le împartă la săraci. Apoi, sculându-mă noaptea, am luat pe aceste două slujnice, iar acum surori ale mele, și am intrat cu dânsele în corabie și, povățuind ne mâna lui Dumnezeu, am venit la locul acesta și acum sunt 11 ani de când om nu am văzut fără numai pe voi astăzi, iar hainele noastre după un an rupându-se, au căzut de pe noi, și a zis către dânsa gumenul, de unde, stăpâna mea, aveți voi hărană, iar ea a zis, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, cel ce a hrănit pe poporul său în pustie 40 de ani, acela și nouă nevrednicelor roabelor sale ne trimite hrană, că peste tot anul, cu purtarea lui de grijă cea dumnezeiască păsările ne aduc nouă tot felul de poame, nu numai de trebuința noastră, ci și de prisosit și goale noi fiind. Ne acoperă și ne încălzește Dumnezeu cu darul său, încât nici iarna nu ne temem de gher, nici vara de zăduf ci petrecem ca în rai sală șluindu-ne și slăvind totdeauna pe Sfânta Trăime. Acestea auzindu-le noi și minunându-ne, a zis către dânsa egumenul, de vei porunci, stăpână, aș trimite un frate la mănăstire ca să aducă bucate și să mâncăm cu voi. Iar ea a răspuns, de voi, părinte, ca să faci aceasta, apoi să poruncești ca să vină un preot și să săvârșească aici sfânta slujbă, ca să ne împărtășim cu prea curatele taine ale lui Hristos, că de când am plecat de la cetate nu ne-am învrednicit să primim sfințirea acelora, și îndată egumenul a trimis un monah la mănăstire, ca să cheme un preot și să aducă bucate, deci venind preotul a săvârșit Sfânta Liturghie și s-a împărtășit întâi ea singură, apoi și slujnicele ei cu prea preacuratele taine și au mâncat acolo cu noi. Grăiește Pavel Episcopul și a zis stăpâna către egumen, rogu mă sfinției tale, părinte, ca să petreci aici trei zile și a făgăduit egumenul, apoi, Sculându-se acea fericită femeie s-a rugat domnului cu dinadinsul și s-a pristăvit, iar noi, cu lacrimi cântând deasupra gropii cântări. Am îngropat-o, iar în dimineața zilei a doua rugându-se, s-a pristăvit și a doua cu pace. Aș își dărea și cea de a trei a murit în a treia zi și, îngropându-le pe ele, ne-am întors, slăvind pe Hristos Dumnezeul nostru, cel ce face minuni prea slăvite întru sfinții săi căruia se cuvin cinstea în și închinăciunea în veci. Amin. În această zi mai facem și pomenirea Sfinților Apostoli din cei 70, Apolos și Luție. Vezi pentru dân și la luna anuarie în patru zile cum și a Sfântului Mucenic Barip care, de la un pustnic luând sunge de cel curs din prea curată coasta Domnului nostru Isus Hristos, multe tămăduiri făcea cu dânsul, pentru aceea, fucis fu noaptea de cei necredincioși.